Un adolescent din județul Botoșani a scăpat de 2 ori cu viață din accidente foarte grave, dar a suferit răni serioase din ambele. Duminică, Șerban, un băiat de 18 ani, se afla pasager pe scaunul din dreapta al unei mașini care s-a angajat regulamentar într-o depășire. În acel moment, o mașină cu volan pe dreapta, condusă de un șofer neexperimentat, nu s-a asigurat, dorind în același timp să depășească. În urma impactului, autoturismul în care se afla Șerban a ricoșat în gard și s-a răsturnat pe cupolă. Șerban s-a ales cu o ruptură de ficat și o fractură de claviculă. În urmă cu 4 ani, același tânăr se afla în mașină cu sora lui în noaptea de înviere. 2 șoferi băuți s-au luat la întrecere pe principala arteră din Darabani. Cei doi aveau viteze de peste 140 de km la oră. Mașina condusă de sora lui Șerban a fost lovită frontal de unul dintre bolizi. Din nefericire, conducătoarea auto a murit, iar Șerban a avut nevoie de 70-80 de zile de îngrijire medicală.